Ok, we are rolling. Și asta, după cum vedeți, nu are niciun fel de LED în față. Deci la asta nu știi dacă merge sau nu. Pe că la Bogdan avea un LED roșu și știi că filmea sau nu. Vrei să întrebi ceva? Zic. Nu fi mai bine ca să fie camera la nivel cu capul vorbitorului? Că imaginea asta o să fie de sus sau jos, dar să fie la același nivel? Depinde de unde e vorbitorul, câți metri sunt până la vorbitor și dacă camera se află pe platformă sau nu și dacă vorbitorul are podium sau nu. Noi în seara asta încercăm să punem accentul foarte mult pe a avea, nu, cum zic, pe a strânge ore de practică la cameră și după aia vom intra în finețuri de genul cât am eu, un metru, nu știu cât, bun, aici pui camera și punem niște oglinzi sau ceva momentan, e decât ideea de a te obișnui cu aparatul, ca dacă se întâmplă ca weekendul ăsta în care nu e Bogdan, să nu fie o urgență și o dramă. Oricare dintre voi zicea, noi Bogdan, bun, mă duc, iau geanta, pun camera, filmăm, everybody se happy. Și de asta, așa este, trebuie să fie camera la... la aceeași nivel. De exemplu, noi în sală, care avem o problemă optică, că oricine se scoală, intră capul în cadru. Care problema s-a rezolvat dacă camera ar sta pe un podium, exact cum e podiumul în față, dacă avea așa o chestie de, nu știu, de 20 de centimetri în spate, pe care să pui trepiedul, atunci camera ar fi suficient de sus, ca să nu se vadă capul chiar locui, și fiind suficient de departe de vorbitor, nu s-ar vedea că îl privește pe Dan din cap, așa, ar fi mai bine, dar nu avem. Păi, da, de unde au dus să registrează acum la cameră? Păi din câte știu, da. Dar de unde știm cum se înregistrează la cameră? Că am avut de trecut. De unde știi? On the red record button. Ok. At the Friday. Bun. Deci pe ecran îți apare un indicator cu rec și de acolo operatorul știe cum să înregistrează. Sau un punct roșu. Și acum înțeleg că apare și merge. Mm-hmm. Bun. Deci înregistrăm acum. Deci nu trebuie să le numești microfon care... Camera are un microfon azi. Care este... Deci dacă te uiți aici are o plasă pe dreapta și o plasă pe stânga. Deci are un microfon stereo al ei inclus. Și camera lui Bogdan are microfonul la fel, că e pus pe cap. Pe capul camerei, că un microfon exact ăsta în cameră. Camera lui Bogdan vine și cu bunerul la plus, care are microfonul ca de reporter. Și de data trecută, acolo am lucrat. Dar, ca idee, deci de obicei camerele au microfon inclus. Când registrăm programul din sală, avem un fir care merge la mixer, pentru că vrem să auzim numai ce s-a auzit prin mixer, nu și tot automatul din sală. Asta e diferența. Alte întrebări. Going once? Anyone? Going twice? So. Cum sunt cu alea 5 minute? Trebuie să schimbe... Cu camera costă 5 minute. E timpul să schimbe voluntar sau nu timpul să schimbe? Da. Come on, guys, ask us. No, ok. I'm next. Count clockwise. Well, anti-clockwise. You should have gone 3 minutes ago. Pierdem timp prețios. Go, just go in. Oh. I'll zoom out for you. Leave you. It was zoomed in on your Benny. Face. Benny! Da, o trecut. Minute. Oh, it's got like grid lines. Da. That's cool. The other camera doesn't have that. Cealaltă nu are nici măcar opțiunea, are rămas să pui o cruce pe centru. Ca să știu unde pui și pe cum dau supra crucea, așa că am scos. Yeah, I think it's... Zii dacă asta... Oh, I think it's good of a grid line, it's easy. Yeah. De-aia vine, am desenat și eu slide-ul ăla ca să yeah. Bun, în cele 10 minute care au rămas, o să discutăm foarte, foarte pe scurt și pe microfoane. Adică o să discutăm, o să avem așa o poveste. Sunt 10 minute, o să avem o poveste de 6 minute. Și data viitoare, când în teorie te apare și proiectorul și toate cele alea, o să vedem și slide-urile. Dacă vreți. Yeah. Bun. Cu microfoanele am foarte puține chestii, vă spun. Unu, sunt clasificate după dacă un om ar trebui să stea cu mâna pe ele sau nu. Sau, mă rog, cu mâna sau cu altă parte a corpului. Deci microfoanele care le avem jos wireless, alea pe care le țineți în mâna, în engleză se numesc handheld și sunt microfoane făcute să reziste și să trăiască și să nu facă zgomot prea mult dacă un om le ține în mână și merge cu ele și vorbește. Deci microfonul care ați văzut că se poate pune pe ureche, de la avut și Anda și Dan la câteva din plăcii anterioare, la fel, e făcut să stea pe om, poți să te miști cu el, nu o să se supere. Alte microfoane, cum ar fi cel pentru cor, pe care am să vi-l arăt imediat, sunt făcute să nu pui mâna pe ele. Care cu fir? Headset microphone se numește în engleză, mă rămânește, nu mă pricep să-i creez acum o termină. Da. Ținut în mână și ăsta e headset. Așa. Nu e capsec, dar mulțumesc de chestia. Deci acest microfon, care probabil că așa nu vă spune mult, dar dacă îl oprea cu chestia asta, o să reproșeți imediat. Azi, nu e un reflexiu. Exact. Deci acest microfon e făcut să stea pe un stativ sau să fie sponsorat din tavan și să nu pună omul mâna pe el. Yes, it is filming him. I'm not talking. His face is in the middle of the grid. O secundă. Îți mai aduci aminte de data trecută că am spus că atunci când pui subiectul în cadru și ai liniile alea, you have to leave no space, sau no room. Și deci dacă eu sunt aici și camera se uită încolo, bănuiesc că cadrul se termină pe aici pe undeva.
Poți să-l faci să se termine încolo cadrul, yeah. So, da. So I'll be pointing this. Așa, ia, intră în cadrul microfonul acum. Da, the microphone is in. Perfect, ok. Deci, ăsta nu trebuie să fie atins de om. El e făcut să stea pe stativ sau să fie atârnat din tavan și vorbești la el. E foarte sensibil, are un sunet foarte bun, dacă te-ai apucat și faci chestia asta, o să-i ajutești pe aia de sală, să bubuie mai ceva ca microfonul până la urmă a scapat tot. Da. De ce? Aveți idee cum creează, cum înregistrează microfonul sunetul, cum se face că dacă vorbești într-un microfon se aude împărticiat? Zic. Exact. Exact. Deci un microfon e exact ca un difuzor pe dos. Într-un difuzor bagi curent și iese sunet, într-un microfon bagi sunet, iese curent. Acum, exact ca la difuzor, dacă vă aduceți aminte, dacă ați, nu știu, ați încercat vreodată, sau poate ați văzut în filme că era o chestie de glumă, da? Ai o boxă și dacă o dai tare, 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 s-a apucă și merge, o ia afară boxa pe jos sau o ia paharele de afară pe masă. Aia se întâmplă pentru că în momentul când dai difuzorul așa de tare, energia pompată în membrană începe să fie aproape egală cu greutatea boxei și atunci, numai de la mișcatul membranei, boxa se mișcă înapoi. Este exact ca chestia cu, nu știu, ați împins vreodată mașina care nu pornea dimineață. Yeah. Și dacă era gheață pe jos, poți să o împingi sau te duci înapoi. Yeah. Se numește principiul acțiunii și reacțiunii din fizică. Dacă eu mă împing în ăsta, biroul o să mă împingă înapoi în sus. Dacă nu, să pic pe jos. Mă întind cât sunt de lung. Și la fel și la microfoane. Dacă vreți să luați așa un câte unul, să dați de mână în mână, o să vezi că e foarte greu. Deci mică și în general microfoane, și ea la wireless care se la luată mână wireless-ul de ținut, e greu microfonul așa, adică așa să fie mai ușor. E greu ca să fie cât se poate de greu corpul microfonului în comparație cu membrana care generează așa curent electric. Dacă lucrurile se rămână așa, de dacă microfonul e greu și membrana e foarte ușoară, pentru membrana este ca și cum microfonul s-ar mișca niciodată. E ca și cum, e la chestia cum eu împing perete. Dar eu sunt membrana, asta e peretele, dacă peretele rămâne unde e, eu pot să fac așa, rămâne ok. Dacă peretele din carton ce am făcut așa m-am dus până el, nu mai merge chestia. Și din acest motiv, dacă mișcați microfonul, cum se întâmplă când e pe stativ și țineți mâna după el, și se aude un zgomot foarte tare, pentru că mișcările alea care ție se par foarte mici, pentru membrana de fapt sunt foarte mari. Și lucrul ăsta este cu atât mai grav cât microfonul e făcut să nu fie atins de oameni. Deci ăla este în jurul de microfon pe care n-ați de să puneți mâna cât e pornit. Cât mai avem? Ok. Este pentru că e high sensitivity. Da. Deci, adică sensibilitatea unui microfon și cât de sensibil este el ca construcție sunt două chestii diferite. Întâmplarea face că la microfon într-adevăr foarte sensibil. Poate să fie aici și eu pot să cânt la chitară pe aici și mă vei auzi fără să auzi zgomot în lanțul audio. E bun. Dar și construcția lui interior este foarte sensibilă. E ca un, nu știu, ca un ceas elvețian, ca o chestie foarte, foarte fină. Deci, microfonul ăla care le ții mâna, ai văzut că mi-a căzut pe jos sau mi-a căzut în cap și de vina mea și au trăit. Ăla dacă pic în cap, rămân un nou. Deci nu e făcut să reziste să dai cât de pământ. Pentru că e făcut să fie folosit numai în condiții profesionale. So if this falls, then it's done. Like even from here, how about it doesn't? Like this. Yeah, it's not gonna fall. Bun, deci asta este o chestie, da? Deci când lucrați cu microfoane, trebuie să fiți atenți, fie că a citit manual, fie că v-a spus omul care lucrați, care sunt de pus mâna și care nu sunt de pus mâna. Și dacă trebuie să înregistrați oameni care nu au văzut microfoane în viața lor, invitați sau ceva, și folosiți unde să-i spuneți, vă rog frumos, nu puneți mâna pe microfon. Dacă vi se pare că se aude mai bine sau mai rău sau prea tare, vă uitați urât la unul de la butoane și vă rezolvă el. Sau ridicați mâna, vine unul de mână, nu puneți mâna. Da? Iar dacă este microfonul de ținut în mână, trebuie să fiți atenți doar pentru confortul spectatorilor. Deci dacă omul vine la catedră, spune ceva și după aceea se spune că vrea să-l ia și să vorbească cu el, este ok. Dar când se atinde cu mâna, sunetul trebuie închis. Deci, da? Atinde mâna, ați închis sunetul, l-ați smuls de acolo, după care îi dați drumul la sunet și omul se apucă și vorbește. Pentru că altfel, oamenii țară să audă BOOM! Și după aceea așa. Și nu e ok, nu e frumos, nu e elegant. Te rog. Sensibilitatea unui microfon de obicei e fixă, e trecută în documentație. No, și de la mic să nu faci să ajusteze decât volumul microfonului. De ce? Să fie mereu la fel de sensibil, dar de mic să controlezi cât de mult din ce aude microfonul ajunge box. S-a terminat? Bun. Oprește camera, te rog. Right. Silver button on the back of the camera.